în fiecare. Printre criteriile la care se lucrează în prezent, l-aș menționa în primul rând pe cel legat de raportarea reală a infecțiilor nosocomiale. Aici trebuie să lucrăm ca să vedem într-adevăr amploarea fenomenului. Mai departe vom acorda mare atenție criteriilor legate de igienă, care igienă în mod evident are un impact și asupra infecțiilor nosocomiale, pentru că motivul e foarte simplu, nu mai vrem spitale murdare în România. Un alt criteriu pe care îl avem în vedere este cel legat de părerea pacienților, adică mecanismul de feedback al pacientului, și aceasta trebuie să-și găsească loc în lista de criterii de evaluare a managerilor de spitale.